De ce predau informatică? Mai bună întrebare fi de ce am urmat o facultate de profil, pentru că atunci când am urmat facultatea, nici nu prin cap nu mi-a trecut că vreodată că o să predau informatică. Am fost la liceu pe profil real, pe mate-fizică. Atunci nu era decât profil matematică-fizică și profil de informatică. Și cum profilul de informatică era prea aglomerat în număr de ore, spre deosebire de ce se întâmplă acum, părinții mei au hotărât că sub nicio formă nu voi fi atât de aglomerată, trebuie să am timp pentru mai multe lucruri. Și eram pasionată de matematică și de fizică. Și am fost la olimpiade, chiar și la național, la fizică. Pe în clasa 11, așa, am zis că hai, trebuie să hotărăsc. Și am ales ASEU. Era în mare vogă atunci, erau nu știu câți pe loc clase. Și mergând pe la olimpiade de fizică, din pasiune în continuare, deși nu mai aveam nevoie, niște colegi, prieteni mi-au spus, poftim, cum adică să te duci la ASEU, dar ne faci de râs, adică cum să cauți, nu are nicio legătură. Nu, trebuie să faci mai departe ceva în domeniul nostru și în domeniul ăsta era mare vogă să facă automatică și calculatoare. Și în consecință m-am dus la automatică și calculatoare. Bineînțeles că meseria de profesor era undeva la coada listei, adică nu cred că vreodată am auzit pe cineva spunând că voi deveni profesor. Și am optat pentru cursul acela de modulul de pedagogie în facultate, pentru că era așa o mare bătaie pe bursă și nota aia mare creștea media și șase mai mari la bursă. Deci totul a fost așa o pură întâmplare. Și am terminat facultatea, mi-a plăcut foarte mult, deci colegii care m-au sfătuit să merg în direcția aia au avut dreptate, mi-a plăcut foarte mult acest domeniu. Și am revenit în orașul natal, între timp mă căsătorisem și m-am angajat programator. Și în primul meu an, bucuroasă că am scăpat de tot ce însemnase școală, stres, examene, mă simțeam confortabil și am primit o propunere să predau niște ore. 4 ore pe săptămână, nu e greu, te rog frumos, vino, avem nevoie de noi, avem nevoie de tine, scuze. Și am zis, o, Doamne, nu, e de groază, nu pot să fac așa ceva. Și am obișnuit cu ideea că nu puteau, acei oameni care m-au rugat, nu puteau fi refuzați nici cum. Și mi-am luat inima în din și am făcut acele 4 ore pe săptămână, un an de zile. O clasă foarte, foarte bună, ei m-au fost tare dragi, erau așa ca niște prieteni, pentru că aveam 24 de ani, ei aveau 19 deja, adică eram așa un fel de prieteni mai mici, foarte, foarte mult mi-a plăcut. Mi-am revenit la meseria mea și undeva spre vârsta de 30 de ani, că am început să-mi pun așa întrebări, eu ce fac cu viața mea, simțeam o nevoie de schimbare, nu știu, parcă mă plictisisem cumva, ajusesem într-un punct mort, așa. Și iarăși am primit o întrebare. Vrei să? De ce nu vrei să faci tu chestia asta? Uite că ar putea fi, contextul ar fi acesta, ar exista un post acolo. Și cam așa am ajuns să încolțească cumva ideea. M-am prezentat și la concursul acela de titularizare și am zis, dacă voi lua, e clar că asta e pentru mine, dacă nu, a doua oară nu mai încerc. Și am luat, cumva acum sunt profesor la colegiul la care am terminat și eu. Deci cumva sunt colegă cu foștii mei profesori, cam așa s-a întâmplat. Deci povestea așa, întortocheată, deci nu mi-am propus să fac asta, dar e frumos. Adică după niște ani, ani nu sunt mulți, sunt 6, dar cam toți atâți am făcut și programare înainte și ajunsesem deja în momentul în care vreau altceva. Acum nu, simt că mai am atât de multe de învățat și parcă cumva tipul e scurt așa și vreau și asta și asta. Interacțiunea cu copiii. Faptul că nu e nicio zi ca alta, nicio discuție ca alta, poți să predai același lucru la 3 clase diferite și nu e același lucru. Înveți la copii, practic, multe chestii, înveți să relaționezi cu ei, până și să fii mai glumesc, înveți tot de la ei, făcând față glumelor lor și tot felul de situații care apar. E așa, un dinamism continuu, e frumos. E complicat. Să-mi armeze cu multă răbdare și să asculte ce zice copilul până una alta. Că ei au idei multe și de multe ori știu lucruri în anumite domenii, subdomenii poate mai mult decât noi. Și atunci trebuie ascultați cumva, ghidați, coordonați, ajutați. Nu, uite, chestia asta e o întrebare destul de dificilă, așa că zilnic ne izbim de ce avem, ce ne avem, atunci nici măcar nu ne mai gândim cum am face dacă am avea tot ce ne trebuie.
În primul rând mi-ar plăcea așa, să fie într-un cadru mai relaxat, frumos, nu mai vreau pereți albi și chiar astăzi vorbeam cu colegele, vreau un laborator care să arată ca firmele alea la care am fost noi în vizită. Așa. Și rest, dacă stau bine să mă gândesc, nu cred că resursele ne duc atât de departe de ceea ce vrem noi, ci mai degrabă mentalitatea cumva și tot ce se întâmplă și la alte discipline și felul în care gândim noi, felul în care gândesc copiii. Adică cumva ele trebuie aduse mai mult așa spre o idee de învățare prin joacă, o idee mai relaxată, nu cele 50 de minute se sună, ne mai gândim la examenul de bacalaureat, mai vin și competențele, adică suntem constrânși mai mult de... În rest, cred că s-au desfășurat lucrurile. Dar chiar și așa se pot face lucruri frumoase, chiar și în aceste condiții de constrângeri. Da, e greu de spus, pentru că fiecare e altfel. Sunt unii care nu scot o vorbă, sunt unii care vorbesc într-una și poate, de fapt, ei nici nu au fost atenți, le place să se audă și atât. Dar trebuie să recunosc că îmi place foarte tare, am așa o satisfacție personală când aud un aaa, deci asta întotdeauna mă cucerește și se aude. Sincer, am simțit că m-a ajutat foarte mult până acum. Pe partea asta de motivație personală, de entuziasm, cel puțin o perioadă m-a încărcat pozitiv. Faptul că ne-a ajutat cumva să ne raportăm și la ceea ce se întâmplă în mediul privat. Faptul că eu provin oarecum din mediul privat, deși n-am făcut o carieră de lungă durată acolo, dar oarecum aveam idee despre ceea ce se întâmplă și mi se părea că este o mare diferență între ceea ce se face la școală și ceea ce se cere. Dar era așa o chestie, aveam o voce mică și slabă și parcă nu îndrăzneam să merg în direcția asta și să... Și în momentul în care ai o idee vagă despre o anumită chestie și auzi și alți oameni care susțin același lucru, ai capis curaj încât să mergi mai departe și ce să te faci auzit și să schimbi ceva. Mulțumesc și eu!